Peste 50.000 de turiști au petrecut anul acesta pe litoral de 1 mai. La final de vacanță, hotelierii și comercianții au tras linie și se declară mulțumiți de încasări. Pe plajă însă, peisajul lăsat în urmă de turiști a fost dezolant. Au rămas peste tot gunoaie, după ce și ultimii turiști au plecat din Vama Veche. Prima noapte de petrecere la Vama Veche, de după ridicarea restricțiilor, a făcut ca plaja să se umple de gunoaie în numai 24 de ore. Imaginile apărute pe rețelele de socializare sunt dezolante, resturile de mâncare sau recipientele pentru băuturi fiind lăsate pe nisip. O parte din petrecăreți au preferat să lase deșeurile pe plajă, deși la Vama Veche nu lipsesc coșurile de gunoi puse la dispoziția turiștilor. Turiștii au luat cu asalt stațiunile de pe litoralul românesc, în condițiile în care acest weekend a coincis cu ridicarea unor restricții legate de epidemia de coronavirus. Pe plaja din Vama Veche s-au adunat mulți oameni, stațiunea dând impresia că a revenit la starea de dinaintea pandemiei. Plaja s-a umplut încă de pe timpul zilei. Față de cei care au venit la Vama Veche în weekendul de 1 mai, turiștii de acum nu au mai trebuit să poarte mască și nici nu au mai trebuit să-și facă griji că trebuie să fie în case la ora 22. Terasele au fost deschise până la miezul nopții, după care petrecerea s-a mutat pe plajă.